Un nor de fum de câțiva metri înălțime se putea vedea astăzi la orele prânzului deasupra Bălții, Craiovița. O mașină de pompieri s-a deplasat la fața locului pentru a stinge focul izbucnit la vegetație. Nu a fost folosită apă, ci instrumente specifice pentru stingerea incendiilor de vegetație. Locuitorii din zonă nu știu cu exactitate din ce cauză a izbucnit focul, dar se gândesc la copiii care se jucau pe lângă baltă sau la pescari. Ce s-a întâmplat? Copiii, pe marginea Bălții, dă dură foc. Fiind papura uscată și gunoaie și ce mai e, uite așa. A luat în fiecare an e foc. Mereu dă foc aici. Cine a luat foc? Nu știu nimic, pescari. Nu știu că nu pescari. Sărăm acasă. Pescari, nu știu nimic. Și de la o țigare putea să ia foc? Pompierii sunt cei care vor stabili cu exactitate cauza izbucnirii incendiului. La ora 1 s-a primit un apel pe dispeceratul 112 de izbucnirea unui incendiu la Balta Craiovița. La fața locului s-a deplasat secția de pompieri Craiova cu autospecială de lucru cu apă și spumă. Ajuns la fața locului, s-a constatat că incendiul se manifesta în interiorul Bălții Craiovița, la stufărișul din interior. În momentul de față se asigură măsuri de prevenire a nu se extinde către locuințele din împrejurime. S-a stabilit la cea poli? Până în momentul de față, cauza de incendiu este în curs de stabilire. Din fericire, incendiul nu s-a soldat cu victime. În aprilie 2015 a avut loc la Balta Craioviței un alt incendiu de proporții mai mari, în urma căruia au ars 6 hectare de vegetație.